ne rugăm și pentru preacuviosul Părintele nostru, stareț Arhimandritul Codim, împreună cu toți părinții, frații și ostenitorii acestei Sfinte Mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Ne rugăm și pentru binecredinciosul popor român de pretutinderi, conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și satelor, și viitoare de Hristos armată pentru sănătate și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Chinșana, în orii tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun iubitor de oameni. Stăpână, stăpână, primește rugăciunile nevrednicilor, robilor tăi, și ne izbăvește pe noi. Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Însă plecând genunchi și având binecuvântarea Maicii Domnului, iată noi astăzi ne putem întâlni în rugăciune, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu și prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu. Am venit și ați venit astăzi în dealul cel mare al Sfintei Mănăstiri Hadâlbu pentru a-i aduce Maicii Domnului suferințele noastre, durerile noastre. Dar să nu uitați un singur lucru. Nu uitați să-i spuneți Maicii Domnului și bucuriile pe care le aveți. Este mare sărbătoare, prilej de mare bucurie, mare binecuvântare, nu numai pentru acest loc sacru și sfânt, unde
Maica Domnului este stareța locului, stăpâna locului, mama noastră a tuturor, ambasadoarea noastră, care adună zi noapte rugăciunile noastre, a bunului credincioși care vă rugați neîncetat la Sfânta Icoană Făcătoare de Minunci și pentru poporul nostru român, an de an să aducem ofrandă și mulțumire, scoțând această comoară și perlă, care este pentru noi o mare comoară pentru oște, fiindcă, nu știu dacă dumneavoastră, asta aici am trăit eu timp de 30 de ani, aproape, când n-am găsit decât această cetate părăsită. Și nu știu ce am făcut bun înaintea lui Dumnezeu, că m-a ales Maica Domnului să redeschid eu acest loc sfânt și sacru și să ajungă mănăstirea Hadâmbu, cum este astăzi, cu majoritatea credincioși și a pelerinilor. Spun cu lacrimi, colț de rai. Și am simțit pe viu ca părinte slujitor și ca părinte stareț, ori de câte ori am avut nevoie, fiindcât am fost singurel în acest loc de după Revoluție, când am cerut ceva de la Măicuța Domnului, am primit. Tot ce e cu gând curat și nu cu îndoială, ci cu rugăciune ajută-mi, Doamne și Măicuță Sfântă, necredinții mele, să vă plecați genunchii și capetele, să cereți, dar să știți ce cereți. Să vă dorim, Maica Domnului, pașii pelerinului care ați venit pe jos, să vă și în drumul crucii de la poarta Bucuriei Crucii. Vă mulțumesc din inimă și mă plec în fața frăților voastre, mulțumindu-vă că știți să o prețuiți pe Maica Domnului. Atât timp cât vă văd, înseamnă că o iubiți pe Maicuța Domnului și ați venit cu trăire și cu credință. Nu să ne ascultă purului marea rugăminte. Cu toți cântăm. Nu ne lăsa, Maicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Nu ne lăsa, Maicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale, călători pe marea veșnii tulburată, noi ne-am pus în tine și nădejdea toată. Cu toții! Nu ne lăsa, Măicuță, să ferim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Aha, de bunicotru la locul sfințit. Cu toții! Am venit, Măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul care-l mai avem. Roagă-te, Măicuță, Măicuță,